Bună tuturor! Acesta este sumarul sesiunii cu numărul 125 publicată pe canalul YouTube Virusul războiului, reducerea populației, antivirusul și muntele șasta. Sesiunea este despre vindecarea traumei războiului, despre transmiterea informației la nivel transgenerațional și în subconștientul colectiv, Monica este într-un proces de conștientizare accelerat. Ea studiază și lucrează constant cu sine și este un promotor al vindecării la nivel de familie. În sesiune, ea lucrează împreună cu fiul, tatăl și bunicul ei. La începutul sesiunii, accesăm informații despre o entitate de tip Egregor în formare, pe care umani și non -umanii o alimentează cu informație și energie. Entitatea are în structură gânduri și emoții asociate războiului. Aflăm despre modul în care sunt manipulate informațiile despre război prin introducerea în sistemul terestru a unui construct asemănător unui virus informațional. Entități din sistemul Sirius B utilizează controlul mental și răspândesc informații precum nu există om liber, planeta este suprapopulată, războiul este inevitabil, se dorește reducerea vibrațiilor, crearea de frică și vinovăție asociate cu anumite programe mentale. Acestea, împreună cu trauma informațională asociată războiului pot contribui la producerea de afecțiuni fizice sau psihice. Sunt create contexte care să ducă la reducerea populației, se are în vedere reducerea selectivă, astfel încât să poată fi realizat controlul mental pe cei ce supraviețuiesc. Distanțarea socială este importantă. Prin accesarea informațiilor și conștientizare, Monica împreună cu fiul Tatăl și bunicul ei aleg să facă transformări în acord cu binele suprem și cu esența lor originală. Vedeți în sesiune cum se poate realiza deplasarea între două sisteme terestru și siriusian cu ajutorul unui vehicul de transport pe care îl decodificăm, traducem ca și nava familiei de suflete, monadă. Este un vehicul asemănător corpului de lumină individual, cunoscut în unele școli de spiritualitate sub denumirea de Merkaba. Pentru a ne deplasa astfel, important este să menținem vibrațiile înalte, încrederea, discernământul, atenția, echilibrul și să transcedem dualitatea, sunt recuperate informații care își au originea în câmpul energetic al Terei și care au fost deturnate spre sistemul Sirius B. Informațiile sunt reintegrate în matricea terestră, iar intrarea se face pe un culoar sub muntele Șasta. Cei care participă la proces trec printr-o restructurare energetică în raport cu propria credință. Citez. Atât cât acceptați voi prin credința voastră în voi și în Creator. Închei citatul. Dani, fiul monicai, ne spune. Citez. Pe măsură ce sufletele care au experimentat pe Terra, sufletele conectate cu Gaia, indiferent de procentul de ADN uman, își rezolvă traumele, rănile și se vindecă, ele pot ajuta și alți membri ai familiei să se vindece. Structurile artificiale se dizolvă. Important este să ne concentrăm pe vindecarea proprie și în familie. Rămânem atenți pe toate aceste structuri, grupări și entități. Nu întoarcem spatele sau ne prefacem că nu există, dar ei sunt o minoritate. Deci nu e vorba că suntem controlați, absorbiți, acoperiți de tot. Sunt blocaje, bruiaje, virus, se curăță. Conștiința este a noastră și nu ne poate lua nimeni. Viitorul este luminos ce doresc să scot în evidență în legătură cu sesiunea numărul 125. Fie că suntem în anii 1900 sau 2020, războiul este în primul rând unul informațional. El are la bază frica sau programe mentale. Scopul este controlul resurselor. Sunt utilizate arme clasice, nucleare, biologice, chimice sau psihologice. Reducerea populației se vrea a fi selectivă. Nu suprapopularea este problema, ci faptul că nu oricine poate fi controlat controlat și manipulat. În plus, se dorește eficiență în realizarea controlului mental. Separarea, distanțarea de membrii familiei sau cei ai comunității este un punct cheie în sistemul de control. La fel, este importantă îndepărtarea omului de natură. Este tot o separare, izolarea de ecosistemul natural și crearea unui sistem artificial. Deși virusul informațional este răspândit la nivel colectiv, iar trauma este una colectivă, vindecarea începe la nivel individual și în familie, ea se face în acord cu credința pe care o avem în noi înșine, la nivel de individ, cât și cu credința în Creator, noi, ca întreg. Amintiți-vă că realitatea este proiecția conștiinței noastre atunci când dorim să o schimbăm, începem prin a ne schimba pe noi înșine. Avem capacitatea de a trece dincolo de judecată și etichetare. Acest construct informațional numit război este o co-creație, fiecare dintre noi am jucat roluri de agresor, victimă ori salvator. Așa cum spune Dani, viitorul este luminos, el este deja creat ca și linie temporală probabilă, noi alegem pe ce frecvență ne acordăm și pe ce linie temporală experimentăm. Pentru cei care vedeți pentru prima oară o sesiune de hipnoză regresivă condusă de către mine, vă aștept pe canalul meu YouTube sau pe pagina Facebook. Pentru informații și rezervări îmi puteți scrie la info.anaopra.com Vă mulțumesc!